Subiectele pentru evaluarea elevilor din clasele a 8-a, dar și a celor din clasele a 11-a și a 12-a vor fi elaborate de Ministerul Educației Naționale. În Dolj sunt așteptați în sălile de evaluare 5.456 de elevi de clasa 8-a și aproximativ 12.000 de elevi de liceu din clasele a 11-a și a 12-a. De luni 13 martie, toate unitățile de învățământ din județul Dolj sunt pregătite să dea startul simulărilor examenelor naționale. Astfel, prima zi va debuta cu proba scrisă la limba română pentru elevii de clasa 8-a, dar și pentru elevii de clasa 11-a și de clasa 12-a. Noutatea este de anul acesta este faptul că ambele simulări, atât pentru examenul de evaluare de clasa 8-a, dar și pentru bacalaureatul național, se vor desfășura în aceeași zi. Urmează data de 14 martie, când va fi limba maternă în județul Dolj, nu este cazul unei asemenea probe scrise, și 16 martie, când elevii de clasa 8-a vor susține proba scrisă la matematică și va avea loc și proba scrisă obligatorie a profilului pentru clasa 11-a și pentru clasa a 12-a. Se încheie evaluarea națională, însă continuăm cu examenul de bacalaureat, cu simulările examenului de bacalaureat. Astfel, pe 17 martie va fi proba la alegerea a profilului și specializării. Simulările au rolul de a acomoda elevii cu rigorile examenului, dar și cu noile cerințe. Aceste note, ca și cele de anul trecut, rezultatele la simulări, nu vor fi trecute în catalog, nu vor fi trecute ca note în catalog, scopul lor fiind ca elevii să se obișnuiască cu rigorile unui examen adevărat, fiindcă în vară vor avea loc cele două examene, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat. Modelele de subiecte sunt publicate și pe site-ul Ministerului Educației. Rezultatele simulărilor vor fi publicate în ultima zi a lunii martie.